Eu cred că dacă fiecare doctor își face treaba lui în locul unde este bine, încrederea în sistemul sanitar o să crească. Noi, ca și sistem sanitar, și aici poate mă întorc la prima parte a emisiunii, suntem prea sărați să tratăm. Și de aceea trebuie să facem prevenție ca să nu ajungem să tratăm toți acești oameni. Cum mă pregătesc eu, dumneavoastră, cei care ne ascultă și ne văd, cum previi bolile cardiovasculare? Trebuie să încercăm să mâncăm sănătos, să facem activitate fizică. Ce înseamnă pentru cardiologul Alexandru Scafa mâncat sănătos? Alimentația asta de gen fast food nu e bună deloc, mai ales mâncată seara. Băuturile carbogazoase, care sunt foarte bune și plăcute, reprezintă prin încărcătura mare de glucoză o mare problemă. Carnea de porc în exces, din nou, nu ajută. Și sigur, un regim sănătos este bazat pe legume, fructe, mult pește și, știu și eu, dacă poți să mănânci, să nu mănânci seara mai puțin, ar fi foarte bine. Îți asigură și o calitate a somnului mai bună. Trebuie să învățăm să avem o activitate fizică regulată, trebuie să ne controlăm greutatea și de la, nu știu, de la 40 de ani încolo ar trebui de mers periodic la medic. Rolul medicului de familie în prevenție este major. Vârsta noastră este dată de vârsta arterelor noastre. Un pahar de vin nu mai este, indiferent de culoare, ca să nu zicem roșu, alb, deci nu mai este recomandată niciun scenariu, ca să zic așa. Cafeaua în sine e un aliment corect pentru inimă. Nu face rău. Atenție, în schimb, băut fără zahăr. Zahărul nu e bun. Sănătatea mentală o determină pe cea fizică? E o legătură foarte strânsă. Da? Deci inimă sănătoasă sau corp sănătos și așa mai departe, minte sănătoasă. Deci toate sunt la un loc. Și vă spuneam că legătura dintre ele, apropo de inimă și de cap, e făcută tot prin artere. Stresul, ca și trigger, poate să declanșeze un eveniment cardiac acut. Spuneți-ne trei semnale pe care ni le oferă inima pentru a arăta că ceva nu este în ordine cu organismul nostru în general. Durere toracică, respirație grea și palpitații. Măsurile de resuscitare aplicate precoce când s-a evit o problemă, un stop, salvează efectiv omul. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Continuăm discuția de săptămâna trecută, așa cum vă promiteam. În continuare alături de mine domnul avocat Daniel Ionașcu. Sărbună. Și domnul doctor Alexandru Scafa, șeful secției de cardiologie a Spitalului Floreasca, medic primar cardiolog, evident. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Și cadru universitar. Așa este, ați făcut dumneavoastră prezentările și în prima ediție. Domnule doctor, ne-ați rămas dator cu un răspuns. Eu cred că dacă fiecare doctor își face treaba lui în locul unde este bine, încrederea în sistemul sanitar o să crească. Este singura cale în care încrederea în medici și în sistemul sanitar o să fie altă. Dacă fiecare om își vede de treabă și își face treaba corect acolo unde este, și poate nu-i doar de sistemul sanitar, și să nu se mai uite în curtea vecinului sau să zică, domnule, ce se întâmplă în alte părți, dacă își face bine treaba, eu cred că lucrurile sunt pe cale de să se îmbunătățească. Dar, din păcate, nu se întâmplă așa. Dumneavoastră vorbiți din perspectivă personală pentru că asta faceți. Nu am cum să zic ce se întâmplă. Încă o dată, eu aș vrea să-mi fac bine treaba și, făcându-mi bine treaba, să încerc să ajut cât de mult se poate lucrurile. Aș face o paralelă, apropo de sistem sau de sisteme. În avion, da? Înainte să decolăm, stewardesa își face treaba și ne pune în vedere anumite posibilități. Și există exprimarea în cazul unei puțin probabile depresurizări, la un moment dat cad măștile și trebuie să le punem într-o formă sau alta.
teoretic, cunoaștem ce ar trebui să facem. Așa cum dumneavoastră, în calitate de medici, cunoșteați teoretic și ați citit în cărți și așa mai departe, în toată pregătirea dumneavoastră, în cazul unei puțin probabile pandemii, ce ar trebui să facem. Dar măștile au venit și ele, la fel ca și măștile din avion, dar ce se întâmplă dacă nu cad suficiente? Ce se întâmplă dacă nu avem suficiente paturi? Pentru că aici intervine știința medicului și felul în care se pregătește pentru o pandemie și sistemul care nu ne ajută cu infrastructură, cu dotări, cu eficacitate. Puțin probabil să se întâmple, sunt multe. Pandemia a fost una dintre ele. Cum spuneam, poate să fie un cutremur, poate să fie un război, Doamne ferește, poate să fie inundație. Noi trebuie să ne pregătim pentru dezastre. Este o situație posibilă și cumva trebuie tot timpul să, mai ales, mă rog, noi fiind la spitalul de urgență, teoretic trebuie să fim pregătiți pentru orice. Și scrie pe spital acest lucru. Așa că, sigur, noi suntem tot timpul în focul evenimentelor acolo. Trebuie să recunosc că noi, de la început, am avut o susținere din toate, cel puțin noi am fost ajutați și am avut ce ne trebuie. În ceea ce privește materialele de protecție, a fost în regulă. Am fost ajutați, am avut. Sigur, cu efort și cu, dar am avut și susținere și încă o dată vreau să mulțumesc celor care ne-au ajutat în această perioadă. Dar noi, ca și sistem sanitar, și aici poate mă întorc la prima parte a emisiunii, suntem prea sărați să tratăm. Și de aceea trebuie să facem prevenție ca să nu ajungem să tratăm toți acești oameni. Sigur, pe de altă parte, noi de acum încolo, poate mai mult decât până acum, de acum încolo, trebuie să ne pregătim pentru provocările care o să fie în fața noastră. Cum mă pregătesc eu, dumneavoastră, cei care ne ascultă și ne văd, cum previi bolile cardiovasculare? Care este procedura de prevenție? Cum îmi previn eu posibilele boli ale inimii? Foarte bună întrebare. Greu. Dar și foarte simplu. Greu, în teorie este foarte simplu, în practică e mai greu. Sunt niște lucruri la îndemâna noastră a tuturor. Pe scurt, trebuie să încercăm să mâncăm sănătos, să facem activitate fizică. Iertați-mă, treaba asta cu mâncatul sănătos o aud de când pornesc televizorul dimineață până când mă culc. Ce înseamnă pentru cardiologul Alexandru Scafa mâncat sănătos? Nu doar pentru un cardiolog, pentru orice medic și poate pentru orice om, de bun simț. Adică ce trebuie să fac eu ca să spun seara, măi, am ascultat medicul și am mâncat măcar sănătos. Măcar echilibrat, să cantitativ. Seara. Să nu mănânci seara, mănânci dimineața și la prânz. Este o vorbă din bătrân, nu? Dimineața mănânci tu, la prânz împarți cu prietenii, seara de mâncare aduci mai. Da, nu? Deci aici trebuie să ne întoarcem la lucrurile de bază, lucrurile simple. Adică care contează cât mănânc și ce mănânc. Contează și când mănânc și timpul în care mănânc. Și când mănânc și ce mănânc. Se pot face 3-4 emisiuni de alimentație sănătoasă. Deci asta, deci dar inima cu ce nu se apă? Dacă vrei, deci dacă vrei să găsești informația de ce să mănânci și mănânci sănătos, la un moment se găsește o grămadă de literatură. Uitați, pentru că e dreptul meu și al nostru să știm care sunt dușmanii inimii din alimentație. Dacă ar fi să puneți 5 bună oară, care ar fi? Alimentația asta de gen fast food nu e bună deloc, mai ales mâncată seara. Băuturile carbogazoase, care sunt foarte bune și plăcute, reprezintă prin încărcătura mare de glucoză o mare problemă. Carnea de porc în exces, din nou, nu ajută. Și sigur, un regim sănătos este bazat pe legume, fructe, mult pește și, știu și eu, dacă poți să mănânci, să nu mănânci seara mai puțin, ar fi foarte bine. Îți asigură și o calitate a somnului mai bună. Deci asta în ceea ce privește alimentația.
Sigur că alimentația se schimbă. Odată ce progresezi în vârstă, lucrurile se mai schimbă. Dar alimentația e doar o parte din problemă. Trebuie să învățăm să avem o activitate fizică regulată, trebuie să ne controlăm greutatea și de la, nu știu, de la 40 de ani încolo ar trebui de mers periodic la medic. Sunt niște analize care trebuie făcute periodic pentru că o problemă, și nu vorbesc, repet, doar pentru problemele cardiovasculare, pentru orice problemă este mult mai bine să știi din timp ca să o poți să o rezolvi, să o tratezi. În momentul în care apare o altă problemă și ajunge la spital, tu să ai deja o situație medicală cunoscută. Pentru că dacă te întâlnești direct cu două probleme, prognosticul este alt. Asta face parte, din nou, din măsurile de prevenție, inclusiv cardiovascular. Deci înțeleg, și nu e ultima întrebare, înțeleg că foarte important pentru mine este să am analizele complete la timp. Adică periodice. Da. O dată pe an? La vârsta dumneavoastră, o dată la 4 ani, la 3 ani. Dar după, nu știu, după 50 de ani, mai frecvent, după 60 de ani, mai frecvent. Dacă, Doamne ferește, îi se vește o problemă, atunci poate și mai frecvent. Da? Deci analizele reprezintă o parte a problemei. Că să faci analize, dacă nu ajung la cineva să le vadă, degeaba le faci. Deci trebuie... Interpretate. Exact, trebuie interpretate și... În principiu, rolul medicului de familie în prevenție este major. Deci este major, nu spun aici de responsabilitate, pentru că, sigur, un medic de familie are foarte mulți pacienți, este foarte greu să țină, dar teoretic și practic, el gestionează un pacient. El trebuie să știe ce bol are, cu ce probleme se confruntă și dacă o să ne gândim cumva la un sistem de prevenție corect și aplicat așa cum are, rolul său o să fie determinat. Și încrederea, că tot vorbeam de încredere, încrederea pacientului în sistemul medical începe la medicul de familie. Dacă vede că are un medic de familie dedicat și căruia îi pasă și care întreabă de el, altul este impactul și gândirea pacientului, se modifică și, sigur, v-am spus, fiecare dintre noi trebuie să facă un pas mic pentru a îndrepta, că sistemul nu se îndreaptă singur. Deci fiecare noi trebuie să aibă un mic efort ca să schimbăm acel lucru. Mă bucur că ați adus vorba de medicii de familie, pentru că noi tindem și facem comparații și cu alte țări și am purtat de curând o discuție cu un medic de familie din Germania, de exemplu, care îmi spunea că acolo medicul de familie e exact ca și preotul căruia te confesezi. Dacă preotul îți oferă un sfat, îl urmezi cu sfințenie. Dar altceva vreau să vă spun, domnule Ionașcu, dacă se mai întreba cineva ce vârstă aveți, domnul doctor a oferit niște indicii să fie pe recepție cei care vor să afle. Știți ce voiam să vă mai întreb, domnule doctor, raportat la felul în care ar trebui să prevenim bolile cardiovasculare. Dacă aceste probleme de natură cardiacă sunt cauzate de partea ereditară, mai putem totuși să le prevenim printr-o alimentație sănătoasă și așa mai departe? Da. Sau cei ereditari cumva... Bun. Acum, noi spunem frumos așa, vârsta noastră este dată de vârsta arterelor noastre. Și marea majoritate a problemelor legate de inimă, care le spunem noi, și aici nu este doar inima, este la fel de mult și creierul, capul. Vă spuneam că este foarte important să avem o viață lungă, dar și bună, de o calitate bună. Asta ține și de inimă, dar ține și de cap. Că degeaba poți să trăiești până la 80-90 de ani dacă nu mai ești acolo. Pe de altă parte, n-are rost să trăiești puțin, când ai putea să trăiești mult. Așa că scopul și ceea ce ne dorim noi este ca să trăim mult și bine. Atunci să avem și capul și inima sănătoase. Toate țin cumva de sistemul acesta de artere, care trebuie să-l ținem bun, să-l ținem indemn. Ce vă spuneam adineauri, apropo de stilul de viață, de sport, ține arterele curate. Atunci nu se lipesc de noi bolile. Ce înseamnă? Infart, angină, accident vascular și alte lucruri. Și atunci avem o calitate a vieții bună și trăim mai mult timp. Ce se întâmplă dacă avem un bagaj ereditar complicat? Avem în acest moment metode să ajutăm oamenii
chiar dacă au o predispoziție de a face, știu și eu, diverse afecțiuni cardiace sau de orice natură, să-i ajutăm să încetinim sau să oprim acest proces dacă este posibil. Deci avem resurse, doar că trebuie să știm la timp. Investigațiile medicale au ajuns, e altceva. Medicina se schimbă cam jumătate odată la 5 ani. Avem posibilități nebănuite care nu le aveam acum 5 ani și sigur nu le avea acum 10 ani sau și 20 de ani. Sunt niște progrese uimitoare, extraordinare, cel puțin în cardiologie, așa că este, și domnul avocat a adus foarte frumos și încă o dată mulțumesc aminte de acel caz care, eu sincer nu mai țin minte, dar îmi pare rău că m-a prins atunci. Sunt situații în care dacă vii mai repede și există această frustrare că n-ai reușit să faci mai mult dacă aveai, știu și eu, câteva zile, câteva momente în plus, pentru că chiar se pot face lucruri foarte bune dacă omul vine mai repede. Și cumva frustrările noastre sunt atunci când n-am reușit să-i convingem sau să generăm în societate acest mesaj, domnule, când ai o problemă să vii mai repede, să nu ajungi pe ultima sută de metri. Că atunci este foarte greu. Se poate și atunci, dar e foarte greu. Și sigur, cu cât ești mai tânăr, cu atât, știu și eu, îți e mai așa, mai foarte greu să accepti o situație complicată. Aici chiar vreau să vă întreb, pentru că atunci eu însumi am fost oarecum șocat. De ce? Pentru că cazul reprezenta un stadiu de oboseală peste puterile normale. Vreo 4-9 parcă nedormite în câmpul muncii, cu mult Red Bull ca să ții așa și cu multă cafea. Eu personal, când am vreun proces lung în dreapta și în stânga, în țară, temir pe unde, sigur, ca să ajung noaptea, eu foarte multă cafea. Cum se împacă oboseala cu toate aceste lucruri? De la cu chestiunile prin care te ții efectiv, dincolo de capacitatea ta în funcție. Mă bucur că ați vorbit de cafea, că nu cafeaua a fost problema acolo. Dar e foarte bine că ați adus discuția, pentru că e un lucru foarte important apropo de regimul de viață și de afecțiunile cardiovasculare. Acum vreo 5-6 ani s-a publicat un studiu mare și rezultatele s-au raportat la Congresul European de Cardiologie, cred că acum 5-6 ani, apropo de consumul de cafea și de alcool la pacienții deja bolnavi de inimă. A fost un studiu mare european, 30.000 de pacienți, în care au încercat să vadă dacă un consum moderat sau chiar mic de alcool, acel regim mediteranean de care fac foarte mult apanaj francezii și spaniolii, apropo de o consum puțin de un pahar de vin pe zi, așa, versus consumul de cafea. Rezultatele au fost spectaculoase. În sensul în care paharul acela de vin, care este foarte lăudat, a avut efect negativ sau cel mult neutru, adică în cel mai bun caz nu a influențat evoluția pacienților sau a putut să facă chiar rău. Deci un pahar de vin nu mai este, indiferent de culoare, ca să nu zicem roșu, alb, deci nu mai este recomandat în niciun scenariu, ca să zic așa. Dar a fost interesant rezultatul cafelei. Cafeaua, prin rolul ei antioxidant, a avut efecte protectoare asupra inimii. Când chiar mai mult de 5 cafele pe zi au avut un efect cardioprotector. Asta este ok. Deci cafeaua în sine, la pacienții bolnavi de inimă, și eu vorbesc de partea asta, știu și eu, mai frecventă, înseamnă cardiopatie ischemică, nu face rău. Sunt anumiți pacienții care fac aritmia, asta e altă discuție. Că cafeaua e un trigger și sigur poate să declanșeze o aritmie, dar asta sunt cazuri izolate. Cafeaua în sine e un aliment corect pentru inimă, nu face rău. Atenție, în schimb, băut fără zahăr. Zahărul nu e bun. În cantități de genul 5 cafele pe zi? Bun, hai să nu exagerăm 5 cafele, dar în principiu consumul de cafea nu este contraindicat pentru inimă.
Dar cum sunt celelalte energizante? Nu, eu zic de cafea. Restul nu se... Deci celelalte sunt substanțe care, nu știu ce conține, taurină, habar, nu știu ce conține astea. Nu, celelalte nu. Am și spus, băuturile aceste tip, nu știu, cola, Red Bull sau ce or fi, nu sunt recomandate. Și cafeaua este chiar indicată atunci când tensiunea este scăzută? Că și acesta este un mit pe care poate ori ni-l înlăturați, ori chiar îl subliniem. Cafeaua este bună. Deci cafeaua putem să bea, deci nu face rău la inimă. O, ce veste bună ne-a deci, aici nu că aș vrea să recomand consumul de cafea, dar încă o dată, cafeaua este în regulă, nu face rău. Așa că dacă ești obosit, e mult mai bine să bei cafea decât să consumi cola, știu și eu, alte băuturi energizante care chiar nu-și găsesc, care poate să facă mult mai mult rău. Și problemele complicate, sigur, apar în această combinație de alcool și cu băuturi energizate. Asta a fost atunci. Domnule doctor, sănătatea mentală o determină pe cea fizică? E o legătură foarte strânsă, da? Deci inimă sănătoasă sau corp sănătos și așa mai departe, minte sănătoasă. Deci toate sunt la un loc. Și vă spuneam că legătura dintre ele, apropo de inimă și de cap, e făcută tot prin artere. Asta era discuția. Că în momentul în care se îmbolnăvesc arterele inimii, se îmbolnăvesc și arterele care duc sânge la cap. Și de aceea scopul nostru este să le ținem pe astea deschise și curate, ca aceste organe importante pentru noi, inima și creierul, să își desfășoare activitatea în mod corespunzător. Pentru că se invocă factorul acesta al stresului foarte des, mai ales atunci când apar formele acestea de infarct. Da, stresul ca și trigger poate să declanșeze un eveniment cardiac acut. Sigur, e foarte cunoscut acest lucru, dar încă o dată este doar bobârnacul care a declanșat. Poate să fie o sperietură, poate să fie o veste bună, o veste rea. Sigur, mult mai frecvent veștile rele, dar ca și factor declanșator, orice stres poate să ducă la apariția unui eveniment acut. Și repet, acești factori de aici de care am repetat fac atât de rău atât la inimă cât și la creier. Și repet, aceste fenomene de demență care apare mai rapid, tot felul de boli degenerative nervoase sunt legate cumva și de acești factori de aici care sunt comuni. Și de asta spun, să încercăm și aici și calitatea somnului, am uitat să spun, este foarte importantă. Calitatea somnului este esențială pentru un trai corect și, știu și eu, lung. Ca timp, ca durată și ca anumite ore din noapte? Sunt niște recomandări greu de urmat. Acele să te culci la ora 10 este complicat pentru foarte multă lume, dar, sigur, cel mai bun somn este somnul acela de seară, ca să zic așa. Sincer să fiu, mi se pare foarte complicat și mie, dar ca în principiu trebuie avut niște ore de odihnă. Dacă sar peste nopți, la un moment dat o să contorizez. Domnule doctor, spuneți-ne trei semnale pe care ni le oferă inima pentru a arăta că ceva nu este în ordine cu organismul nostru în general. O întrebare foarte complicată. Răspunsul clar sau răspunsul simplu așa este această triadă, ce înseamnă durere toracică, respirație grea și palpitații. Dar da, oricare dintre aceste semne sau simptome apar, trebuie să te duci la medic. Unele sunt banale, altele, nu orice palpitație înseamnă o problemă, nu orice durere toracică înseamnă angină, nu orice respirație grea înseamnă neapărat disnee. Mă refer apropo la partea de inimă. Dar reprezintă niște semnale care să te trimită la medic. Din păcate, și aici se întâmplă foarte des, inima se poate manifesta brusc cu moartea subită, spunem noi, mai ales dacă ești mai tânăr. Când am vorbit de COVID, erau persoane care se manifestau asimptomatic.
În cazul unui infarct există această posibilitate, pentru că iarăși sunt tot felul de supoziții conform cărora ai putea să faci un infarct fără să simți realmente și să constați, nu știu, la al doilea, la al treilea, că de fapt ceva s-a mai întâmplat acolo. Un infarct asimptomatic nu există. Există infarct fără durere. Să zicem, la un pacient care este diabetic, are o toleranță mai specială, adică nu simte la fel de repede durerea, și un pacient diabetic poate să facă infarct fără durere, dar el nu se simte bine, că respiră greu, că îi se umflă picioarele, că știu și eu, zice că a făcut o viroză, el tot simte ceva. Deci, doar că oamenii mai confundă simptomele, da, asta se întâmplă. Asta e altceva, dar complet asimptomatic nu există. Poți să dai vina pe vreme, pe știu și eu, pe o viroză, dar complet asimptomatic nu există. Domnule doctor, mi se umflă picioarele, am o durere toracică și respir greu. Dacă vin imediat la doctor, la specialist, între timpul acesta în care eu simt, venind imediat, poate fi salvat un infarct? Dacă ne luăm după primul simptom, adică durerea, da, dacă ți s-au umflat picioarele, deja este tardiv. Sunt niște semne care referă de la infarct, celelalte sunt de insuficiență cardiacă. Dar da, este foarte important la orice problemă care tu te știi pe tine ca și om. Și este foarte important atunci tu când vezi că ai o problemă care poate să fie, sigur, durere, respirație grea, palpitații, umflarea picioarelor, să mergi să te cauți. Este important. Face parte din civilizație. Eu asta spun. Deci e de bun simț, am putea spune chiar. Ai o problemă, să te duci să te cauți. Da. Asta face parte cumva din partea de civilizație. Bun, că vorbeam de infarct. Unul dintre semnele de civilizație foarte clară, care cumva ne-au deosebit foarte mult de țările din vest în primii ani când făceam eu cardiologie, era timpul în care un om ajungea la spital din momentul în care face durere până intră în contact cu doctorul. Adică pentru că oamenii au fost informați, și la tot repetat, o dată, de două, de 10 ori, ea când avea o durere în piept, mergeau la doctor. Și atunci se salva mai mult. Time is muscle. Timpul este mușchi. Cum e timp, e bani pentru un economist. La un moment dat, când faci infarct, timpul înseamnă mușchi pierdut. Și atunci ăștia ajungeau mai repede la spital și li s-a salvat inima. La noi, da, să vorbesc de acum 20-30 de ani, ajungeau tardiv, când deja nu mai conta. Și cu cât reușim să scădem timpul ăsta de ajungere la spital, înseamnă că noi ne-am făcut treaba, că noi am informat oamenii și că măsurile luate de noi până informarea populației au funcționat. Domnule doctor, domnule Ionașcu, suntem pe final de ediție și știți cum aș vrea să încheiem? Tot cu educație, așa cum am început discuția cu domnul doctor. V-am simțit foarte relaxat pentru că domnul doctor a fost aici. Și atunci vreau să vă întreb, domnule doctor, cât de important ar fi să învățăm măsurile de prim ajutor, să oferim primul ajutor în cazul unui infarct. Foarte important. Și chiar mulțumesc că mi-ai adus aminte de acest aspect. Măsurile de prim ajutor trebuie învățate repede din școală, dacă se poate. Deci acele momente poate mai mult decât în infarct, sigur mai mult decât infarct. Măsurile de resuscitare aplicate precoce, când s-a evit o problemă, un stop, salvează efectiv omul, nu mai vorbesc de mușchi, îi salvează capul, îi salvează viața. Și de aia sunt secunde care fac diferența între viață și moarte pe bune. Și dar este foarte greu ca să-ți păstrezi cumpătul și să știi să faci. Trebuie să fii antrenat, trebuie să fii informat. Și știu situații în care copiii au salvat viața părinților, părinții au salvat viața copiilor. Sunt lucruri impresionante. Poate ar trebui aduse cumva în mass media niște cazuri genul acesta, în care să vezi oameni care și-au salvat. E greu. Eu cunosc câțiva și încă o dată, jos pălăria. Când e vorba de al tău, este foarte greu. Vă rugăm din suflet să mai acceptați invitația noastră și cu altă ocazie și chiar să ne învățați, pentru că asta vrem să ducem mai departe, asta vrem să transmitem. Din păcate, astăzi trebuie să încheiem, domnule Ionașcu, dacă
simțiți nevoia să mai adăugați ceva foarte, foarte scurt. Dacă nu, îl așteptăm pe domnul doctor și cu altă ocazie. Simt nevoia să spun că este o bucurie a cuvântului, în sensul că eu, noi, am putut învăța din emisiunea aceasta mai mult decât ascultând un cuvânt și o emisiune. De ce? Pentru că am putut învăța dintr-o consultație medicală efectivă. Așa este. Și nu putem decât să ne bucurăm și să mulțumim. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră și suntem absolut convinși că v-am fost astăzi de folos, așa că cu inima împăcată și sănătoasă, până data viitoare vă dorim să aveți parte numai de bine.